trăiesc momente în suflet triste, cu lacrimi reci, ascunse în zdrențe, cu întrebări ce stau închise, în visterii neînțelese. Alerg, mă strădui să deschid ferestre, să spun, să tac, să strig, să rabd. E un duel de stări alerte, sunt bătălii dincolo de fețe. Sunt lupte, dar nimeni nu vede, nu sunt în trup și nici în ringuri. E lumea de dincolo de umbră, ce știe că nu mai e vreme multă. Am apucat cărarea vieții, am accesat prezența-i vie și adevărul din Biblie, Hristos în mine duh și viață, cu El de mână duc povață. Ne-a zis, necazuri sunt pe lume, dar să îndrăznim. Și așa fac astăzi, până la capăt rabd și caut, să ajung al cerului tezaur. Se arunc adeseori cu pietre, ajung lovit de vorbe alese, să stingă jarul, râvna, harul, dar n-am să uit, Iisus mi-e farul. Lumina nopții ce se sparge, e mângâiere duh și viață. Pășesc, discern și văd cum Domnul mă trece în toate ca pe palme. Ocări, dezamăgiri și vorbe, neadevăruri din praf strânse, toate să doară, să întine umblarea mea din zor cu tine. Dar tu le vezi în tot, stăpâne, eu vreau să mă adăpostesc în tine. Nu e aloc mai bun, o Doamne, ca sub aripa ta când arde văpaia aprinsă, ca să șteargă elanul, dorul, cântul, psalmul, tot ce am în suflet pentru ceruri. Mai e o zi când iarăși iadul e deranjat că țin toiagul, e deranjat că spun cuvinte ce rup domnii, ce mustră răul. Aleg să cred tot adevărul, să cer din el făgăduința, că vor fi vindecați ologii, că muții vor cânta în coruri, captivii vor fi iarăși liberi și Duhul tău va fi în inimi, izbor de râuri nesecate, de stăinuiri de Tatăl date. Cuvântul viu rostit prin piețe, adus ca învățătură lumii, prin orice mijloc doar să atingă, tânjind să chem înspre lumină suflete, oameni, pe toți sărmanii. Ne deșteptăm cu toți și știm că nu e timp să ne asuprim, să bănuim, să hărțuim pe cei ce spun, noi te iubim. De azi, noi ne unim cu toții, oprim orice răgaz la ură, nu mai lăsăm amar să curgă, Domnul ne vrea, da, împreună, iubire, miere și odihnă pentru orfanul întristat și apropiere de sărman, să fim cu toții una, cum e Tatăl cu Fiul, Duhul Sfânt deolaltă. Mă rog, ascultă-mi rugăciunea și să mai vadă iarăși lumea că cei creștini sunt diferiți, trăiesc, iubesc și sunt pliniți. Adaugă un gust sutil ca sarea pusă în bucate, alungă, Doamne, orice stare care aduce în iertare. Ajută-ne să stăm de veghe, să fim cu ochii limpeziți. Doboară zidul construit de oameni morți în compromis, ce țin creștinii despărțiți de legi, de apăsări, de culte, de obiceiuri dateni multe, amenințări ce alungă pacea, încredințări mai sus de slovă, familii rupte, despărțite, că nu se roagă toți fierbinte, că unul e mai sus ca restul, văzut de sine, mult prea vrednic să ducă la răspânti versul, unde oamenii chiar stau să piară, fără de vestea din Scripturii, că El, ca și odinioară, mai mântuie ca întâia oară. Adu, Iisus, lumină, faruri, să fie fugărită lupta, să nu mai fie osândiți creștinii, că sunt diferiți. Dezinstalează-ne frăția celor ce avem credință în tine, zdrobește gardul ridicat, să fim cu toții gata de pragul ce trebuie din col intrat.
E așa de aproape clipa, anul și gloata aceea în haine albe, răscumpărații tăi din vremuri. O, Doamne, nu vrem să lipsim. Când se va auzi alaiul, când va fi cerul în sărbătoare, când cei ce dorm chiar din morminte la viață ei vor tresări, când toți ca zâna în port din nuntă vom fi ai tăi în veșnicii. La masa ta atunci, Iisuse, mă rog de tine, toți primiți, abia atunci vei șterge fața de brazne, lacrimi și tristețe, abia atunci desăvârșiți. Și doar atunci vedea vom totul cu ochii limpezi, deslușiți. Și până atunci, de mai un ceas, o lună, două, trei, un an, mai mulți, oricât o mai rămas, învață-ne cum să trăim. Știm, timpul este pe sfârșit. Aduc vestea venirii tale, crezând că totul se împlinește așa cum mult s-a împlinit. Te apropii, Tată, vii, Stăpâne, credință oare vei găsi? Tu vii, Iisuse, dar eu, oare, sunt astăzi, Doamne, pregătit?